stimați concetățeni, preacucernici, părinți, dragi români și românce. Ziua Națională a României este ziua în care sărbătorim unirea tuturor românilor într-un stat național. Este o zi cu o profundă semnificație istorică, momentul în care am început să existăm ca o națiune de sine stătătoare. Este ziua în care ne sărbătorim țara și strămoșii. Ziua în care toți suntem mândri de numele de români. Este ziua în care toți românii trebuie să se uite în trecut cu recunoștință și în viitor cu speranță, trăind prezentul așa cum se cuvine. La 1 decembrie 1918 se înfăptuia România Mare prin revenirea Transilvaniei, Basarabiei și a Bucovinei la România. Nu am fi trăit probabil niciodată pomene, dacă nu am fost pomene. Personalități precum Ice Brătianu, regele Ferdinand sau generalii români care au condus marile bătălii ale României în primul război mondial. Avem cu toții datoria de a lupta pentru a lăsa strămoșilor noștri o Românie puternică și respectată. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să fim uniți și responsabili. Este timpul să regăsim bucuria de a fi români și îmi doresc să trăim acest moment zi de zi, nu doar în momente festive. Au trecut aproape 100 de ani de la Marea Unire, din care jumătate i-am trăit sub dictatură. Dar am găsit puterea de a păși momentul, am intrat în Uniunea Europeană, împlinind un alt deziderat național. Acum, România trebuie să stabilească obiective naționale legate de locul în Europa și în lume, de propria dezvoltare, de reducerea decalajelor între regiuni, de conectare a Europa prin dezvoltarea căilor de comunicație, precum și prin obiective naționale legate de educație și de reformă administrativă. În atingerea acestor obiective, este nevoie ca fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, de statut social, origine sau credință, trebuie să fim uniți, să cooperăm și să avem încredere în noi, astfel încât România să fie țara în care fiecare să-și poată îndeplini visurile și aspirațiile. În încheiere, vă doresc să aveți parte de putere de muncă și sănătate. La mulți ani români, la mulți ani România!